Spuneți-vă, doamnelor și domnilor consilieri, mai aveți prezență semnată de dumneavoastră, fost la prezența unui număr de 15 consilieri, dintre care 13 fizic, 2 consilieri online. Consiliul local este întâlnit în ședință legal constituită și poate desfășura lucrurile. Luați prin materiale de ședință și procesul verbal al ședinței anterioare. Supun la vot procesul verbal din 17.05.2022. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Deci 15 voturi. Pentru 0, împotrivă 0, abține. Dau cuvântul doamnei președinte, Sandu Ionela. Mulțumesc. Doamna secretară, bună ziua, dragi colegi. Puteți cu permisiunea noastră vă da citire celor 7 proiecte de pe ordinea de zi și bineînțeles că avem și o suplimentare. Astfel voi citi proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantului anual de execuție al bugetului local pe anul 2021. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Sascăt la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap și aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2022. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil, teren în suprafață de 2070 m2, situat în satul Pâncești, Comuna Sascăt, județul Bacău, număr cadastral 66975, proprietate privată a Comunei Sascăt, județul Bacău. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții, construire poduri în Comuna Sascăt de Bacău. Și proiectul numărul 7, raport privind starea economică, socială și de mediu al UAD Sascăt pentru anul 2021. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Cu permisa noastră avem o suplimentare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării statului funcției aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascăt, județul Bacău. Și avem două cereri a domnului Dobrea Viorel și e vorba de cadastru domnului Popa la diverse. Supune la vostru comentarea, cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Vom începe. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantului anual de execuție al bugetului local pe anul 2021. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Mai vreau să cer, doamna Cruceanu, mă spus. Cu cele două cereri. E doar Dobrea. Dobrea și doamna Cruceanu. Și doamna Cruceanu cu ceea ce era la domnul... Nu, nu, domnul Popa. Sunt două, sunt două. Pe care mă puneți? Pe care mă puneți? Am zis două. Suplimentare, proiect. Pe care mă puneți? Trece. 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 Deci este trei, nu? Trece. Sunt trei. La diverse. La diverse, da. Doamna Cruceanu. Sunt trei, nu două. Da, domnul, s-a rectificat. Sunt trei cereri. Deci revenim. Proiectul numărul 1. Am zis că după dus în discuție. Da, sunem la vot. Proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține la domnul. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Sascăt la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului al persoanei adulte cu handicap și aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de proiecție în tip de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Toată mai este pentru. 15. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Discuții? Supune la vot. Domnul Ana? Discuții. Cine? La comisia numărul 3, domnul Ana. La comisia numărul 1. Vă rog. Altcineva? Domnul Ilie? Comisia numărul 3. Comisia numărul 3, domnul Ilie? Da. Altcineva? Atât. Vă rog. Domnul Ana. Doamna președinte, domnul consilier, domnul primar, astăzi, pentru acest punct pe ordinea de zi, aș dori să vă vorbesc despre trei lucruri.
La punctul 1 aș spune că indexarea curată a inflației este într-adevăr o obligație legală care cade în sarcina Consiliului Local, dar trebuia făcută înainte de 30 aprilie, așa cum prevede articolul 491 din legea 227. La punctul 2. Vin cu o propunere spunând că anumite unități administrativ-teritoriale, precum Comuna Lumina din județul Constanța, au un regulament privind procedurile de acordare de facilități fiscale, de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren pentru persoane fizice cu venituri mici. Aduc în discuție acest subiect deoarece mi-aș dori în viitorul apropiat să avem și noi un asemenea regulament. Ca să rezum ideea regulamentului și a facilităților despre care face vorbire, sunt două aspecte. Persoanele a căror venituri sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară pot beneficia de o reducere de 50% pentru impozitul pe teren și clădire situat la adresa de domiciliu exclusiv. Vorbim de venituri între 142 de lei și 2550 de lei. A doua categorie de persoane face referire în exclusivitate la cei care beneficiază de șomaj sau de ajutor social. În cazul lor, rata de scutire ar fi de 100%. Deci când veniturile totale nete sunt mai mici de 142 de lei. Atenție, se vor calcula veniturile tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul. Și chiar mi-aș dori ca și la Sascut să putem ajuta cetățenii care sunt în mare dificultate de a-și achita taxele și impozitele. Am văzut în documentație că undeva la 40% obișnuiesc să-și achite taxele și impozitele. Probabil și datorită dificultăților financiare. Iar la punctul 3 și ultimul, spun că tot o obligație legală este și respectarea codului fiscal când creștem taxele și impozitele. Încă din anul 2021 am adus la cunoștința dumneavoastră că taxele și impozitele la Sascut sunt mai mari decât prevede codul fiscal. Este părerea mea și am făcut o comparație într-un tablou pe care l-am și publicat online. A trecut un an și nu s-a luat nicio măsură pentru scăderea sau măcar alinierea lor cu cele aprobate în alte comune din județul Bacău. Și aș vrea să vă dau un singur exemplu. Este vorba de primăria de la Onești, Consiliul Local Onești. Cuantumul taxelor și impozitelor locale la Sascut este mai mare cu 20% comparativ cu cele aprobate de Consiliul Local al municipiului Onești. Pentru a lua o greutate financiară de pe spinarea cetățenilor din comuna Sascut, greutate pe care Consiliul Local din mandatul precedent a aprobat-o, zic eu că avem obligația morală și legală să procedăm la scăderea taxelor și impozitelor locale, motiv pentru care propun un amendament la acest proiect de hotărâre. Vin cu următoarea propunere, la articolul 1, se adaugă aliniatul 1, se aprobă scăderea cu 21% a impozitelor și taxelor locale raportate la valorile anului curent. La aliniatul 2 se continuă cu proiectul în forma lui, se aprobă indexarea curată a inflației de 5,1% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale. Doamnă președintă, vă rog să supuneți la vot acest amendament. Vă mulțumesc! Da, nu și mai. Dacă vă duci domnului, sau încercăm cu domnul Ilie și apoi să vedem să putem. Păi supuneți la vot ca să nu trecem pe asta. Stați o leagă înainte. Trebuie să discutăm. Dacă am trimis pe WhatsApp un tabel comparativ luat din hotărâre. Să aveți două minute, domnul. 100, dar să trebuia verificat. Da, domnul, domnul Boba. Pe ce se bazează calculul dumneavoastră? Ca să reduci ceva, trebuie să faci o raportare la ceea ce există în teritoriu. Deci noi încasăm, avem bugetul construit pe ceea ce am făcut noi. Deci pe taxele care le avem acum. Dumneavoastră veniți și spuneți, reducem cu 21%, atenție, 21%. Cum? Pe bază că Oneștiu au, nu știu ce, calcule? Oneștiu și-au făcut calcule pe, la buget,
că e 21, sau ce, dar nu poți să raportezi la ceva ce este în aer. Trebuie să le raportăm la niște bani care vor veni din altă parte, domnul Ana. Eu vorbesc începând de la 1 ianuarie 2023, nu pentru 2023. Ai altceva, pentru altă execuție bugetară. Ai altceva, pentru nou buget, e altceva. Am spus în amendament că se păstrează forma doar că se adaugă. Dar nu am înțeles. N-am înțeles, exact. Nu poți să vorbi pentru bugetul de la anul varianta de anul ăsta. Păi nu, nu pentru anul ăsta, nu, pentru anul următor. Varianta bună, o variantă. Da, varianta este bună, dar trebuie discutat la momentul este oportun. Fundamentarea trebuie existat spatele acestui hotărâri de Consiliu, pentru că trebuie să știm ce sume se mișcă. Corect, noi trebuie să le echilibrăm cumva. Că să reducem la minim, la procentul stabilit de codul fiscal, taxele și impozite, să revenim de fapt la minimul stabilit. E ceva, e un lucru bun și atunci indexarea stabilită prin lege poate fi considerată ca suportabilă, dar trebuie să vedem impactul bugetar. Unde se compensează? Trebuie să vedem impactul bugetar. Mă retrag o teză așa ceva, dar trebuie să știm. Iau câte un da și cu un altul, dar cum? Nu, domnul președinte. Nu-i papa. Da, și mie. Vă rog frumos. Doamna Popa, mai aveți ceva? Nu. Mulțumesc. Doamna Popa, aveți cuvânt. Deci, în primul rând, ceea ce vrem să facem acum, cum am făcut proiecția bugetară, să nu șchiopătăm, să nu ne pare rău mai târziu, cum să avem o șansă să facem, să avem bani. Propunerea lui Ilea. Dar e vorba acum, rămân niște proiecte, dar vor da. Nu ai bani ce faci. Noi am aprobat lucrul ăsta și noi îl scadem. Pentru varianta lui 2023 nu ar fi nicio problemă, că și mie îmi convine ca să ridice lumea mă lasă, sunt posibil dumneavoastră. Dar atunci o să facem lucruri care se prindea sau să vă convine și o zice dumneavoastră. Domnul a spun, dacă luați bugetul Oneștiului, domnul Negină, o să vă duceți să vedeți la realizări și dacă luați bugetul Sascutului și vă duceți tot la acest lucru, o să vă dați că faceți dumneavoastră și calcule prin comparație. Deci n-am nimic împotrivă dacă acest lucru este în anul 2023. Da, nu e că putem. Ar fi ceva minunat. Nu știu că putem să avem niște surprize. Iar mă punea să gândească fiecare. Vreți să facem proiectele care le avem? Am mai bine încă două suplimentare. Facem. Nu vreau. Facem. Eu n-am dat pe nimeni când vă spun nu o să face nimic. Uite, cu gazul metan, sper ca în două săptămâni să avem o surpriză plăcută, nu? Cu apa potabilă, tot la fel, cred că o să dăm comandă de rezervor și sper să avem o surpriză plăcută și cu Bereștiul și cu Vârcuța. Vreau să-i spun domnul consilier Chiriac, domnul din Bălăuți, să ne apucă la Vârcuța acolo, să facem ceva pe el, acolo e greu scurtului. Nu e atât de mare valoarea, încât parcă nu poate fi făcut. Pentru că la data respectivă, Marian s-a apucat să strângă bani, pe tot Consiliul Local ne lua în căruță, inclusiv primarul, nu suntem în stare să facem treaba asta.
acum o să ne mai gândesc, dar acela subiect discuții, să eu mă opresc aici, hotărâs că n-am nimic împotrivă, dar ne dăm la joale unii la alții. Și să ne mă zic, de multe ori am avut dreptate, au fost drepti, n-am luat dreptate. Da, domnule Barte, pe partii, chiar și stânga, chiar și dreapta, ați avut și opinii. Și pro și contra. Dacă vrem să facem și trenul trece din gara, trebuie să ascult, și avem noi prinși acum, și nu știu ce surprize mai aduce, am iertare acum, o să avem pe și pune mână. Și cred că ar fi o palmă, s-a spătulizat, nu în comunță sau apostol sau Maria sau apostol cuiva. Eu v-am atât, am avut să-mi dau cum am, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ionache. Mulțumesc, domnul Ionache. Domnul Ionache. Am să încerc să fiu foarte scurt. Ideea că, pe cum dumneavoastră știți, statul român a legiferat ca o măsură de protecție pentru cetățeni, ca fiecare an să se facă indexarea salariilor și pensiilor în funcție de inflație anuală. După cum toți care ne aflăm aici știm, statul român nu s-a achitat față de cetățeni de această sarcină. Cel puțin din punctul meu de vedere, eu de 6 ani de când am ieșit la pensie, mie nu mi-a pus statul român absolut niciun leuț. Nu mă plâng eu. Dar uitați-vă jurul nostru. Suntem aici 15 oameni care ridicăm mâna. Uitați-vă în jurul nostru că au venit valuri, peste valuri de scumpiri. Abia mai reușesc oamenii să-și scoată cămașa. Noi mai avem niște salarii, mai avem niște venituri, ne mai mișcăm. Cum reușim noi, prin ridicarea mâinii, să băgăm mâna în buzunarul acestor oameni care ne-au votat, să le mai luăm și din ceea ce nu au. Chiar dacă noi, are dreptate domnul primar, vrem să realizăm niște obiective care sunt tot pentru cetățeni. Poate ne stăduim să găsim alte surse de finanțare fără a mai ridica ștacheta acestor taxe și impozite. După cum bine știți, domnul Costea, am mai spus odată aici în ședința de Consiliul Local, am mărit taxele și impozitele, însă pe partea asta la altă se vede cam puțin. Eu vă spun sincer, a fost făcut o oarecare mediatizare a ședinței de astăzi. Lumea deja vorbește și știți cum e. Totdeauna când îi dai, așa face și statul. El de dar nu-ți dă, dar de luat îți ia. Așa procedăm și noi acum. Și oamenii sunt îngrijorați. Astăzi am discutat cu o doamnă aici la farmacie, să știți că nu e o minciună. De regulă nu dau nume, dar dacă îmi forțați mâna, cu acceptul doamnei, o să vă dau. Femeia venea cu o rețetă de la farmacie, avea doar 30 de lei, rețeta costa 80 de lei. Și mi-a zis, domnul Ilie, am înțeles că astăzi aveți o ședință de Consiliul Local și vreți să-mi mai măriți taxele. Uitați, nu am cu ce să-mi iau această rețetă. Am vrut să-i dau 50 de lei și nu a vrut să-mi ia. Am vrut să-i dau ca să-și ia rețeta. Nu a vrut să-mi ia și a spus, n-am nevoie de bani de... Mă scuzați de bani de la dumneavoastră care vreți să băgați mâna în buzunar să mai luați și de ce nu am. Noi discutăm de anul 2023. Anul acesta este făcut execuția bugetară, știm pe ce bani stăm, știm ce cheltuieli putem avea. Dacă toți care suntem aici de față considerați că nici până la sfârșitul anului nu știm cine mai așteaptă, că observăm că timpul este din ce în ce mai greu. Considerați că mai putem ridica ștacheta, așa cum spunea și colegul Ana,
numai 40-45-50% din populație reușește să-și plătească impozitele. Și dacă noi mai ridicăm taxe și pentru aia 40-50%, vom avea surpriza să primim bani mult mai puțin de la contribuabil. Asta am vrut să vă spun și fiecare procetați, așa cum considerați dumneavoastră, că e bine să facem. Poate e bine să mai amânăm anumite lucruri peste care, numai un pic, domnul primar, mă scuzați, să mai amânăm câteva lucruri peste care putem trece sau să găsim altă formă de finanțare. Dacă așteptăm mereu să facem ceva doar din contribuțiile cetățeanului și care o duce cum o duce, nu cred că este o gândire ok. Să iau abordările la cât pot în celelalte comune să vedeți cam ce, câte tipuri de proiecte s-au depus și să vedeți cam care sunt avantajele și de avantajele care le pierd. Da, domnul Fimata, dacă la un moment dat nu se mai poate, nu mai au oamenii ăștia cu ce, domnule. V-am spus, noi avem niște venituri, oamenii ăștia zvai mama lor. Ce puteam, ce ați fi răspuns dumneavoastră astăzi la această doamnă, dacă vedeați o femeie în vârstă care nu mai are frate 50 de lei și medicamente? Nu mai aș fi răspuns așa. Mai, și eu aș fi poate la mine lua. Poate că dumneavoastră e doamnă. Nu. Și eu propus treaba asta, nu mai dau, chiar. Pentru că s-au uit cu ea. Da, mai dau. Dar mă întreb și vă repet. Trec proiectele pe lângă noi. Bani așteaptă undeva. Un proiect nu te poți juca. Nu mă pot să o lăcat. În Guvernul care întoarce înapoi. De ce să știm? Să ne ascultăm că avem determinat la cămin, s-a dorit și îngrijirea lui pe exterior. Se dorește la ședința următoare. Încercăm să vedem de unde strângem bani. Facem și terenul. Se dorește, domnul primar, și eu ar putea să iau Mercedes. Dacă nu am bani, nu-mi iau. Păi dacă ai bani, nu mă iei de ei. Păi și atunci ce facem cu oamenii ăștia? Asta vă spuneam, că nu-i vorba de noi. Ce le faci noi la oamenii ăștia care nu aproape... Uitați-vă un pic în piață, poate în ultimul timp n-ați mai ieșit. Nu-și mai iau un kilogram de roșii, ia jumătate de kilogram. Nu mai ieșeau o brânză, la fel. Nu au, domnul primar, este foarte greu. Eu sunt un pic mai diplomat. Știu că sunt diplomat, dar trebuie să vedeți realitatea. Nu uitați că suntem la guvernare, acum stânga cu dreapta, și au sosit un cadou este, care vine Moș Crăciun cu el. Vom fi mai în stare să spun că când am abonit Dumnezeu și am primit. Eu fac un mic răspuns. Diminuați, crește, odată împotrivă, dar nu singur lucru de spus. Și o să începeți iar să-mi scoateți ochii. Că pe corul scârții, pe corul numerului, pe corul... Mai sunt destul gestionate cum trebuie și un pic mai gospodărite așa. Ne-ar mai putea ajuta, dar nu vreau să dați. Nu-i cazul în situația în care sunteți dumneavoastră cu sănătatea, nu mai vă amintesc că deși nu știți. Dacă avem acum, când vă vorbesc, 5 proiecte în generale, și dispensarul de acolo era chimară, că eu până ne apucăm să aprobăm în neștiri, mie mă deranjează altceva, că în
chiar n-aș vrea să subsidiez. Chiar sunt descurej. Am pașit de coaliție. Dar am dat. Acolo i-am considerat, domnule, eu sunt un licitare oameni om, așa parte de puțin local, samană la sare cu gura de ce nu ce nu renunța domnul Ana la banii ăia? Că și de asta aveți cât cu salariu și puteți să vă mulțumesc o pastilă. Și atunci, e jos la ce trebuie. Dar eu nu eu când am țepături de astea. Eu atunci când cineva își vine importanța și nu se gândește mai devreme sau mai târziu ce e mai frică care ne ține lipsă așa, se gândește mai greu mai târziu. Dar cei care ne dăte, băi, noi când mai frică, noi când mai. Și acum mă chinui. Vivul colegi de la Cunegă, să încep un domeniu și la tine noastră cu Cunegă. Care aș stat la acelui? Cine a avut la acelui bată la lucru? Așa și acum am mai lucruri. Oroa. Cine a avut? Cât a ușă. Dacă față de alte ori mă vedeam mai agitat, mă vedeam mai mai de nesupărat. Deci, vă, în locul meu, pentru că lumea o să spună, măi, ce-a făcut. Și pentru o idee bună a unui consilier, nu poți arunca niște lucruri care s-au muncit la toată costumele de regulare, eu aș zice să vă mai gândiți. Votul va trece prin jumătate de costum și nu influența asta este să facem oamenilor și ne-am promis. Pentru că în acțiunea ăla s-a spus asta. Domnul, dacă nici mai așa, nu am mai așa. Vine doamna Șelaru și țipă, și spune, dar eu am vorba, îmi face ceva la ecologizare. Vine la Anea Măriuții, domnule, hai să-i sărtăm odul ăla, că am început să o rezolvăm. Mai bine el de pe solicitări, pentru toți trebuie să, dar vin ăștia care-s banii de-a gata. Cum o mai îndreptăm atunci? Pentru o mică greșeală, care contractul a fost încheiat pentru poduri, el a întors înapoi pentru că, în loc de cifra 7 s-a pus cifra 6. Nu, în loc de cifra 6 s-a pus 7. Pe imaginația lor, contractul a fost semnat ca atare pentru nebustor ca mine, adică unii din Consiliul Local. Nu ne-a făcut avat, dacă nu văd că pe aceiași bani aș mai mult decât a avut cine-a făcut reclamații. Domnul pe acolo, după domnul Ana, că e până la urmă, nu văd, prin Facebook, și eu spun, eu le spun de asta, doare în suflet, când dracul noi facem, dacă nici în formula asta nu vrea mai mult. Gânditori, cum vreți să o gândiți? Cum vreți să o scoateți? Eu, varianta aia mea. Dar nu mai sunt ce că poate. Dar el să nu mă ridicați în picioare, că eu nu o să am cu ce. Eu o să spun, dacă o să trăiesc. Și nu uitați, să fac tot acest metru de
transmita. V-am zis și dar nu vreau nici nu mă ofer. Vreau să se deliberați, pentru că la urmă am urmit și rep, și dumneavoastră ce vreau să facem. Și din faceți să spun pe tavă, iar în vor. Și am spus cu scuze de deliberare, și mi-e din urmă, super. Mai degrabă, nu mă supăra un proiect care văd că le-a doctrina și eu nu eu. Mai degrabă, nu mă supăra că s-a dus și a inaugurat o biserică nouă în alt preasfințit la doctrina și noi avem de inaugurat două case practicale, biserica de la Bucuța, la Bucuța, avem succes în Elăvădor. Parcă ar zice că dacă se poate, să facem. Puteau să facem și mai multe dacă accesam banii europene. Da, mă, și care e bun. Cu ăsta de vedere, și noi și țara suntem la fără. Și ne așteptăm. Asta ce zic, doamnă, Corina Crețu, nu? O știți bine. Nu vorbi și așa. Păi de ce, dar n-am zis nimic de rău. Spune continuu, voi fraților, vă așteaptă banii, veniți să-i luați. Domnule. Și noi dormim în România. Domnule. Și așa dormim și aici. Eu nu mă întorc la lume. Eu doar vreau să mă spun. Am zis despre doamna Corina Crețu la PSD, că spuneam că e nevișcă. Și doamna Corina Crețu a greșit cum și noi greșim atât. Mi-a greșit doamna Corina când îi spuneți să luăm bani. Pe asta. Despre asta vor. Iar mă așa dacă spui că ne aducem banii europeni, înseamnă că deja nu mai vorbim despre ce se vrea. Chiar vă vorbim, da. Dacă noi vrem să facem însă doar bani de spate cetățenilor. La urmă vorbim, să nu reușesc să mă enervez, sunteți capabili, sunteți conștienți și vă dați seama că ceea ce am făcut sau se dorește să se facă, e aprobarea Consiliului Local. Trecute, voluntate, dacă și punerea se zice municipă pentru anul 24-2024. Nu fii municipă, tu ești municipă. Nu știu ce-i să fie municipă. Domnule primar, stimați colegi, zic că nu puteți să luăm o decizie asupra amendamentului ăsta depus de domnul Ana, astăzi, trebuie să facem o analiză financiară totală. Să vedem exact care este impactul buceta, câte persoane se încadrează. În sală ar trebui să fie, în condițiile noastre, contabilul șef al OAT-ului, un reprezentant de la taxe și impozite, să vedem care este impactul. V-aș propune următorul lucru. Măsura este una foarte bună, într-adevăr. Situația financiară și nivelul de trai, peste tot, este unul scăzut. Nu numai s-a spus, ce se vine așa. Situația pandemică care a fost, război și așa mai departe. Eu vă propun să amânăm proiectul ăsta pentru următoarea ședință. Facem, apelăm la taxe și impozite, la reprezentanții de acolo, să fac o situație exactă. Câte persoane sunt care s-ar încadra la nivelul proiectului este depus deja, la amendamentul este depus deja. Câte persoane se încadrează acolo, contabilul șef să ne facă o analiză clară, să vedem care ar fi impactul bugetar și dacă situația financiară contabilă a localității ne permite lucrul ăsta, să vedem cu mare drag și cred că și dumneavoastră sunt de acord ca toți să ajutăm cetățenii că doar pentru asta suntem aici, să gândim în sprijin. Deci, asta este propunerea mea, cu acceptul domnului consilier de Ana, că este amendorat de dumneavoastră. Eu... Cer scuze, putem să amânăm până... Oricum te vedem de mine. Am înțeles perfect. Păi cum să-ți iei angajament acum, când tu nu știi la anul ce venituri vei avea, nu știi ce cheltuieli ești angajat, ce proiecte ai în derulare. Corect. Și atunci cum poți să faci niște calcule pentru salariile la anul? Tu poți să-ți faci... Poate dă afară de la muncă. Asta zic. Așa vedem impactul bugetar, vedem și proiectele sunt de îndurare. Și cred că nimeni dintre noi nu este de bună credință să ajutăm cetățenii comunii noastre. Eu asta vă propun. Zic întâi să vedem codul fiscal și vom constata imediat
că taxele prezente sunt mult mai mari decât prevede codul fiscal. Și atunci două chestiuni diferite. Indexarea este una, amendamentul este alta. Eu am vorbit în ansamblu de proiect. Adică să-i dăm o importanță pe care trebuie să o dăm, să facem o analiză financiară bancară. Nu mușcați voi iepuri dintr-un foc. Mă înțelegeți? Asta este... Nu v-am întrebat pentru niciun. Vă rog, vă rog să mă lăsați să vă fie iar mama ta, doamne bani. Pentru că întotdeauna interveniți peste mine. Dacă luăm toate lucrurile în urmă, întotdeauna interveniți peste mine. Și asta este din aluneață, doamnă președinte, că trebuie să dați cuvântul și să luați cuvântul. Să ne comportăm la nivel de cetățenii care ne-au venit aici. Vă rog frumos, haideți să conduce ședința cum trebuie să fie. Faci observații pe felul, în felul său, că știi mai mult, iar să mă cabe și bani. Nu, domnul Ivalion, vă ascult cu atenție și pe toți vă respect, dar și vreau să fiu respectat. Dar și vreau să fiu respectat, dar și vreau să fiu respectat și să ofer, ceea ce ofer. Dar tu nu mai avea ceva de... Da, vă propun să amânăm proiectul ăsta pentru ședința următoare, să facem o analiză. Amendamentul sau... Păi vedeți, uitați, uitați, spuneți că eu v-am întrebat dumneavoastră. Lăsați-mă, vă rog frumos. Și credeți-mă că ceea ce am spus este în beneficiul tuturor. Și a cetățenilor, și a noastră, da. Bate vântul chiar de oriunde. Că nu vrea noi, nu vrea noi. Acum, că nu vor scoși... Domnule, ați înțeles ce am propus eu, măcar să vă iertați. Ați înțeles? Am spus să facem o analiză, de nu-i permite sau nu-i permite. Asta a fost ideea. Dacă bugetul OAT-ului își permite să suporte o astfel de... de măsuri. Păi asta cetățenii da, suportă. Păi dar tu duci, nu înseamnă că n-ai spus ce trebuie. Deci tu ai spus să dăm o reducere la cineva, da? La asta am spus, dar e impactul care l-a ducit. Nu mai vine la bugetul sumele alea. Cum o să-ți vinici? Sunt două propuneri a domnului Ana. Data a fost pentru subvenționarea sau scutirea de impozit a celor cu venituri reduse. Păi la asta mai a fost reanalizarea plafonului de impozite și taxe la SASU. De tot acela. La asta mai există posibilitatea ca domnul Ana să facă un proiect de hotărâre pe care să-l discutăm pe largat noi. De ce discutăm cu un proiect care este la proiect? Să revenim strict la proiect. Ideea este așa. Deși codul fiscal prevede acea indexare care nu este la latitudinea Consiliului Local să o facă sau să nu o facă. Dar trebuie făcut. Să se înțeleagă foarte bine. Consiliul Local este vinovat de această indexare. Clar. Se face sau nu se face. Riscul de a nu lua noi o hotărâre să e urmat de următoarea chestie. Cu 3 zile înainte de expirarea anului financiar, adică al 2022, dacă nu luăm această decizie, automat, prin legea finanțelor, taxele și impozitele conform codului fiscal se duc la maxim. Plus indexare. Plus indexare. Dar, revenim. Obligativitatea de a indexa aceste taxe și impozite pentru 2023 cu cei 5,1% rata inflației de anul trecut, nu lua o decizie până la 30 aprilie în lege, nu este urmată de nicio sancțiune. Nu ne ajută cu nimic în acest moment, în mai 2022, să facem noi această hotărâre de indexare valabilă de la 1 ianuarie 2023. Propunerea de amânare a colegilor noștri mi se pare bună și din perspectiva de a se umbla la codul fiscal, pentru că este o stare generală în România de sărăcie și văd că deciziile la nivel guvern, la nivel parlament, sunt spre ajutorarea oamenilor. Poate oricând acest cod fiscal să se modifice și putem să așteptăm. Anul trecut ați luat decizia când? În decembrie? A pățit cineva ceva? Nu. I-am spus domnul Ciolac cu treaba asta, că intră când sub premier, primul lucru de care se va ocupa este codul fiscal. Păi, nu să știi. Da. Deci propun să amânăm acest proiect de hotărâre. Între timp facem și calculul impactului bugetar pe propunerea colegului Ana. E posibilă o modificare a codului fiscal care să ne scutească de oprobiu public, cum că noi suntem vinovați de această indexare. Și putem să o ducem la nivelul septembrie, octombrie, de ce nu? Eu personal, dacă supunez la vot în această formă, mă voi abține. Dar propun să vă amânăm acest proiect de hotărâre. Dacă nu mai are nimic de spus, domnul primar, concludeți cu ceva, domnul?
aș mai zice, dar nu mai zic, pentru că nu se dorește la, să se facă în momentul de față, la Sascut, pentru că conduce PSD-ul, da? Primar este Răuță, PSD, apostol viceprimar, și tot timpul căutăm motive, când veni spre finalizare, să nu le facem. Dar a te lua în căruță, a te zgudui când nu faci ceva, pare mai dureros că nu beneficiază oameni de o măsură. Apă, canal, gaz, metan, grădiniță, program prelungit, cămin, cultura, e cât bine, dau pe toate, bine rup, bine prezint. Și atunci aruncăm cu vorobanul și ne gândim. Și nu mai gândesc că la vârsta asta care o am eu acum, nici nu știu dacă mai pot gândi. În loc să facem și să prindem o mână, chiar și oara fiind bigat. Ne apucăm acum, căutăm nodorima. S-ar putea acum noi să ne certăm degeaba aici, să facem o discuție neconformă cu realitatea, cu aia să apară și să treacă, nu ai bani. Și să te uiți cum îți lucră și aveți cuvântul meu cu numărul de Ilie, o fac ca o glumă. El e în stare să facă scandal pentru o bordură că nu stă bine și m-am să acolo și a spus, băi, nu-i bine. Aici se vrea stradă să negreze pragul, beton, aici am întors la voi. Adică, dacă observăm niște lucruri care nu-s bune, dar trebuie să îndreptate, ori ne facem, ori ne facem. Eu așa o văd. Că să știți că pentru mine e mai puțin important și mâine, și-o fi trebuit. Mai important e pentru cei care sunt mai tineri. Ce aș face eu acum? Să retrag niște bani, cam. În jumătate plus 1, să caut sume, să fac și asta. Și vreau să rămân, să rămân la 1, 2, și să mă apuc de treabă să fac ceea ce pot face. Și atunci ei am zis că mă treabă, unde vrea și unde treabă. Ce v-am zis eu vouă? Păi nu știa de ce v-am zis eu vouă? Oh, aia pentru fiecare. Eu nu fiu aici cu răzbunări, eu nu fiu aici cu amenințări. Au fost simplu că am avut de noastră. Dar când mi-am dat seama că sunt și colegi din partea asta la întâlnă, dreapta care înțeleg, păi ce fac, dau eu drumul, ce fac, să fiți în guvernul meu, ce fac? Dacă el nu se gândește dacă vedea mărtă lumea, păi ce dracu să faci? Te văd pe tot în cealaltă. Păi nu-i vin oi, dar tot vin oi în criticoare. Chiar domnul Șuracu, a spus că... Ei tot în poate mare mărântă. Inclusiv indexarea și-a luat angajamentul în fața populației la televizor, că examină premier, dânsul nu va trece niciun an care să nu facă indexarea anuală. Și uitați că în spate, dacă ne uităm, că aici nu mai ținem cont de stânga, de dreapta, așa cum spuneați mai devreme. Vorba de situația în care s-a avut populația, domnul primar. Dacă probabil și dânsul a văzut, așa zis, doamne, nu voi fi vreun an de zi premier, fără să nu mă ocup prima dată de indexare. Uitați că nu s-a dat nimic de atâția ani. Nu? Și apoi ne facem de râs. Nu, dar dacă ești un domnul ciolat, nu mă gândesc, de cine? Ca principalul ordonator de credere pe lângă funcția de primar, eu susțin aceste proiecte din cauză să amânci la ele și ca să avem Dumnezeu. Să ne certăm,
Dacă îl trecem și apare nou drum fiscal modificat la anul, trebuie să facem revenire? Nu vrem, găsim soluții. Și atunci ce nimic grăbește? Aici nu vă nu e grăbit. Că dacă se trece plapă, nu se trece. Adică se duc banii, dar nu facem anul ăsta, domnul primar, cu banii care îi vor trece la populația anul viitor. Păi, eu nu înțeleg. Dar acum, are dragă. Păi, sunt mulțumit, chiar mi-a el. Așa. Eu spun că ar fi o șansă. Ea imaginează, pusă de mâine, mai spun o portărie, acum trebuie să audă la televizor, asta să audă, că se pune și USR-ul cu alți. Domnul Doar, nu am găsat prea cum face politica acum. Am găsut, lasă-mi să te întrebă. Da, spune-mi, ce trebuie. Cu alți politici, dă-mi băi și spune, bă, ce ați făcut, mă? Noi vorbim de... Aia nu soate, să nu trebuie acum... Politica, să facem politica aici. Nu, nici. Haide, vorbim de ceva care e în viitor, că nu face să facă serioasă. Dar nu mai are casă. Noi vorbim de lumea rare. N-au dispensat la primieri, n-au doctori, n-au aia, noi vorbim de politica. Da, spune la vot proiectul. Ce să pui? Hai să mă supui la vot. Ce să pui la vot? Să pui la vot amânarea? Să pui la vot? Ce supui? Amendamentul e scrie așa, proiectul de la cum poți să iei o bătălire dacă nu știi ce bani ai? N-ai contrat. Indexarea impozitului taxă. Sau mă, supuneți la vot și adiționarea, dar la care e proiectul? N-ai cum supui la vot și-o să argumentele mele au fost de natură practică. Ce s-a întâmplat anul trecut, putea să facem și anul. Puteți să puteți să dai mai mult, dacă nu de exemplu s-a putut să fie ăsta, că nitul astea cu postele nu mai. Da, deci vorbim de ordinea de zi. Votăm proiect de hotărâre privind indexarea impozitului taxelor locale pentru 2020. Nu propuneți să am deja amendamentul, doamnă. Poate să votați. Da, să nu e urgență, să știți că nu e urgență. Nu vorbim de ce era acolo, vorbim de la bună proiectă. Hai să nu stau mult unde am... Noi am recitit proiectul în proiectul de zi, ordinea de zi, Maria. Vom... Amendamentele, da, domnului... Cine este pe? Ana. Și domnului Iacost. Ana, președinte. Calmați. Luați-o pe rând. Da. Prima dată, luăm la vot. Supuneți la vot amendamentul. Haideți să spunem la vot amendamentul. Care? Cine este pe? Care? Nu, aia a fost o sugestie. Aia a fost o sugestie, amendamentul este reducerea. E clar că face trimite la reducere, nu face la vot. Să ne aliniem și noi cu onești, măcar. Supunem la vot, nu să... Prin scădere, nu? Cine este pentru? Bă, nu aveți... N-are o... Ce pot supune la... O discuție. Aveți material de impus la reducerea aici? Ne facem de râs, credeți. Deci nu putem să punem la vot ceva ce nu este. Trebuia să veniți în comisie. Deci trebuia să veniți în comisie, să discutați despre acela. Deci nu se poate face. Ne facem de râs. Comisie. Un amendament de poate. Mai venim de mine. Să spună. Deci eu am spus mai înainte. Păi îmi dați dreptate în cazul ăsta. Îmi dați dreptate, să facem de o analiză. Dar nu am trebuit și eu mai înainte, nu e înainte, de ce aveam analizare? Dar eu, în cuvântul meu, am spus clar că trebuie să facem o analiză. De unde vom și unde punem? De ce va trebui ceva care nu e al meu? Domnul primar, nu am înțeles ce am spus. Dar lăsați-o numai dumneavoastră aveți dreptate. Păi am spus să facem o analiză și după aceea o decizie. Domnul primar, nu am înțeles lucrul ăsta. Asta am spus. Să analizăm dacă ne permitem și impactul bugetar nu e unul prea mare. Noi nu vor ceva. Noi nu vor ceva. Poate de sursă de venit asta, da? Dacă nu putem să ne punem să formăm. Haideți să revenim. Deci supunem la vot amânarea proiectului sau spunem adoptarea aceasta. Cine este pentru amânare? Domnul Costea și domnul Șoase. Și eu. Șoase. Deci șase. Cine este împotriva amânării? Da. Da, vă vom la de taxe. Reducerea. Ce? Și am fost reducerea. Am fost reducerea.
reducerea, vă zic așa, să amânăm proiectul, nu avem reducere. Da. Nu am fost reducerea, să amânăm proiectul, nu avem reducere. Nu, ce sunt? Cine este pentru? Aprobarea proiectului în forma... Aprobarea proiectului în forma lui, în forma inițială. Cum are pe ordine de zi? Cine este? Potrivă? Ei, ne-a zimărat 7. Da, dacă am voie să intervin, îmi pare rău să intervin așa. Aveți cuvântul meu de om. Dacă n-aș fi insistat ca să fie trecut proiectele așa cum au fost și propuse, dar mi-e frică din ăștia ca mânii, poimii, s-au terminat banii. Și eu știu ce am făcut pentru proiectul ăsta. La fiecare acasă la el, sau când vrea să ceva bun, facem și urmă, deci la rest. Eu nu mai vreau să intru în report cu tine, dar cu nimeni. Păi frumos. Da, m-am săturat și de altele ca să mai intru în discuție. S-a trecut, părere. Da, vom continua cu problema. Da. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții. Până la vot, proiectul numărul 4. Cine este pentru? Toți. Împotrivă, se abține cineva. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea constatării licitației publică a unui imobil, teren în suprafață de 2070 de pătrați, situat în satul Băncești, până la satul Paștov, număr cadastral 6775, proprietate privată a Comisia Scurgețul Paștov. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții. Domnul Apostol. Altcineva? Aș vrea să fac niște precizări, că tot în mediul online au produs tot felul de informații legate de această activitate de vânzare a terenului. Și s-au făcut tot felul de aprecieri legate de utilitate, de oportunitate, de redarea caracterului economic al zonei și așa mai departe. Noi acum, prin acest proiect de hotărâre, aprobăm o procedură. Nu stabilim nici cui se vinde terenul, nu-i cu preemțiune, este o licitație deschisă, unde se poate înscrie orice doritor din țara asta, din Uniunea Europeană, și se dea orice destinație găsește. Terenul este lângă CAP-ul de la Pâncești, la zona Saivane, deocamdici nu știu mai bine decât mine. Îi se poate da o destinație economică, industrială, ca strigă sau altceva, indiferent ce dorește cel care va adjudeca licitație. Stabilirea prețului s-a făcut de către un specialist autorizat ANEVAR. Deci nu s-a stabilit dintr-o sursă din asta necunoscută. Zona care se gradează și la prețul. Zona este prinsă pe zona costării industrială, la care, dacă tu vrei, eu timp am pierdut în seamă mai mult, nu prea de colegii că am ceva cu tine, pentru că te vedeam când plecai mașina la aia și mine, ai de la aia și plecai în București, ai la București. Sper să fii prins, mai prins și din gară, mai prins și pe corul, mai prins și pe corul, că te-o știi, mai luăm o idee din acolo. Aici e păcat, pentru că este singurul investitor acolo, care mai mișcă și alți 10 oameni. Eu tocmai asta vreau să combat, că nu e cu destinație de dedicație terenul. Asta vreau să spun, că e licitație deschisă. A fost o licitantă. A fost o licitantă care a declanșat procedură. Că se vor duce mai mult și va câștiga el, vine unul care dă 300.000 de euro, asta e altă discuție, bravo. Nu, 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 e același solicitant. Da, dar nu va fi atribuit terenul direcției cui. Nu știu de ce. Nu a făcut o cerere, dar a declanșat procedura. Dar nu ești acolo. Ești dumneavoastră ceva? Că nu vine nimeni. Dar de unde știți? Nu știu. Poate știe. Gheorghiță,
Eu știu mult de el. Păi da, dacă l-ați și-o pomenit. Nu, cu asta vreau să combat ideea creștină. Uitați! E un regutură să facă așa. Nu mai spuneți. Nu mai spuneți asta. Trebuie să vină cineva să investească bani la asta scurt, dacă nu riscă. Eu asta am vrut să spun că documentația este publică, este la dispoziția cetățenilor, poate fi achiziționat caietul de sarcini de la primărie și să se respecte procedura de licitație. În vorba de licitație, nu am făcut. Eu aș dori să urmărim materialele și să nu se mai batem apa în unor chestii minore. Stabilim ceea ce este în hotărâre. Nu mai spunem cine, cum, ce cu el, pentru că nu ajută la nimic. Asta am vrut să e o vorbă la român care cine se scuze, se acuză. Fraților, este vorba despre licitații. Îi dăm voie să facă și cu asta, pe asta. Dar să nu scurt, am spus altceva. Foarte apărate. Am spus altceva. Nu, nu, dar aici am vrut să spun și eu. Bă, fraților, gata, frate, licitații. Acesta document. Noi ne uităm prea mult la firme. Am știți ce-a pus la dumneavoastră, că pentru lucru anterior, am dezbătut. Da, degeaba. Și până la urmă, tot așa. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții construire portului Comuna Sarcini de Subacru. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții. Dacă sunt. Cine este pentru? Sunt de acord pentru asta. Cine este pentru? Mă echipați. Domnule Rachi, cum sunteți la proiectul numărul 6? Mâna, domnul. 6? La echidiții. La 6? La 6? La 6? Da, da. Nu am zis ce este pentru domnule Rachi. Am întrebat discuții și nu ați știut. Domnule, am întrebat discuții și nu ați știut. Așa. 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 La discuții, la proiectul numărul 6, domnul Chirea, vorbea. Nu pot. Nu, atunci. Este vorba despre cele 6 poli, un proiect care este aprobat cu 6 poli. Ulterior, în proiect că au apărut 7 poli, în urma unor verificări efectuate de Corpul de Control de la MDPA, au constatat niște conformități constatate ca urmare, constatate ca urmare din lucrurile efectuate din Corpul de Control. Și anume, modernizarea drumului de interes local de satul Bereș, la care MDLPA a suspendat efectuarea transferului la bugetul de stat pentru acest obiectiv de investiții până la efectuarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții, ISCU, pentru a verifica privire la intrarea în aplicarea dispoziției de șantier numărul 1 și perfect controlul. Nu are nicio legătură cu ce spune. Doamne, eu citesc referatul lor. E adresa lor, domnule. Nu, dați ministrul de zbor, ministerul de zbor, că nu vreau cu lucea și citesc. Nu, fac doar cu lucea, doar de chiar așa citesc. Materiale pus în lucea. Da, că nu aveți o mai până. Da, aveți dreptate. Și am citit cum facem la lucea. Nu, 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 de ministru țeca, cadul lor. Este semnat de ministru, chiar nu am niciun dat. Este semnat de registrare, 804-2022. Chiar nu am niciun. Deci urma acordului, asta o să-i zătești. Și a suspendat. A suspendat. Ce minți? De eu asta și nu. Suspendarea efectuării transferului de la bugetul de stat pozitiv. Nu se face recepția finală. Nu e adevărat, domnul. Deci nu are recepția finală. Ei, acum ne vrei să plătim noi așa de pot care l-ați impus să-l doi în Gata, vă rugăm, domnul primar, haideți. Contrat. Contrat. Deci,
Constituția voastră acum aveți bani de 6 miliarde care trebuie să facem așa, cu 7 pături? De unde aveți bani acum să facem așa? Asta vă răspundeam. Asta vă răspundeam. Gata, hai. Sunt trei variante. Da. Ori pui bani de la bugetul local și îți asumi în continuare podul ăsta care, de fapt, ele au fost semnate 6, nu 7 și au primit bani pentru 7, cu aceeași sumă. Vreau să verificați. Ceea ce vă spun o minciună. Pentru că altfel s-a proiectu tot. Licitația a fost pe 7, domnule. Domnul Apostol, dar ați votat pentru ședințe de Consiliu Local 7 voturi, nu v-ați aminte? Acum ce spuneți? Domnule, așa nu s-a spus la memoria noastră, că așa a fost. Domnule, cum a fost denumirea SF-ului, domnule, cu care v-ați dus la finanțare? Cum? În SF-ul cu care v-ați dus la finanțare sau s-a dus primăria la finanțare, sunt 6 sau 7? 7. Și atunci de ce scrie ministrul 6 aici? 6 sunt. Să înțelegem noi într-o hotărâre de Consiliul Local. Noi, Consiliul Local. Consiliul Local am votat 7 voturi. Contractul de finanțare, vă întreb, 6? 6. 6. Da. Și al 7 e făcută din banii celor 6? Nu. Era cu aceiași bani, puteam face 7. Păi știu ce asta? Cu aceiași bani, puteam face 7. Știu ce asta? Nu știu. Ați luat decizia de modificare a proiectului. Dar nu făceam eu, s-a luat decizia de modificare a proiectului fără să aibă aprobarea finanțatorului? Abia aici este problema. Da? Asta s-a întâmplat? Da. Deci decizia beneficiarului s-a făcut fără aprobarea finanțatorului. Exact. Deci de asta s-a întâmplat minunea asta. Deci cine vine la indicatorii ați făcut și asta. Cine vine la indicatorii? Da, haideți să... Adică scați, v-a luat... Acum suntem noi vinovați. Cum noi? Acum noi suntem vinovați ca așa. Normal, normal. Indicatorii pentru 7 voturi, am luat toți atunci. Până cu 7 a venit în fața noastră. Ne-ai spus că proiectul e de 6 voturi. 7 nu pot. Ne-ai spus că proiectul e de 6 voturi. Iar cu Andrei. Păi SF-ul, dar mai SF-ul, când e proiectarea așa. SF-ul ați primit finanțarea, nu PPTH. Nu mi SF-ul la bani, nici la bani. PSF-ul ați primit finanțarea, nu PPTH. Domnul Apostol, dar dacă dumneavoastră ați putea face 7 poduri în loc de 6, ați face 6? Poate la ce să se cer aprobarea de lumea care plătesc. Eu o misiune care... Altfel cineva care... Cineva care spune că este abitare de suma asta. Păi Păsteri, fără bani! Nu s-a mărit. Îți permite la legislativ să se facă aprobarea. N-are cum să fie de la abitare pentru că n-am mărit suma. E așa constructorul am mărit suma. De la concesie, foarte slab, destinat. Nu este pus în acel nou material. Nu este pus în acel nou material. Din 6 a pus 6. Din 6 a pus 6. Și ne-a pus de 6 miliarde în urma acestei greșeli, nu? Așa. Trebuie să dați miliarde, oameni, nu vă vorbesc voi. Domnul primar, tocmai asta vreau să vă răspundă domnul primar. Dar am zdrăbit. Vă răspund domnul primar că asta vreau să vă răspundă. Găsim banul. Asta banii aia vin să prin altceva, domnul primar. Așa că voi nu pun noi. Așteaptă că să răspund domnul primar. Mai iar. Când e vorba de la cum soluții, nu le-a ascultat. Dar când e vorba să vă spun momentul, domnul Marcisul, să vă spun că trebuie să-i 6 miliarde acolo. Domnul... Și pentru 7 raport, chiar nu, chiar nu, de 7 ani de zile cu asta, cu asta de zile. 7, 6, voi într-o 6 poli, n-am făcut decât 2. Nici era nu, 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 3, nici era nu, gata. Și acum noi am vrut să facem un bunul 7 ani care ne costă de 6 miliarde din bugetul local. Suportă bugetul local acestui cheltuieli. De ce nu l-a scos din proiect? Scoate de proiect, de la scoate de poștă. Scoate și pe ăla de 2 care le-am făcut. Lasă-mă atât de poștă. Dacă... Da. La Ponțești, de la intersecția unde... Alo. Dacă vă rup podul la Ponțești, dacă vă rup podul la Ponțești, intră într-o casă, intră într-o altă casă, ca nicio treabă, nu, nici nu va trece mașină vreodată pe el, nici clapă nu va trece pe el. Pentru ce trebuie podul, nu știu. Dar ei au făcut studii mai mari. Până acum, am venit București și nu vreau să țin un pod aici, pentru că vreau eu, să șmecher cu eu, Iosef, fiți cu eu, plătești. Păi, domnul, noi facem un pod acolo. Nu trebuie să trebuie pod.
puțin un carul legat de capul de iarnă. Și acum mai punem 6 miliarde noi la bugetul local, este mai de capul nostru. Ne chinuim ca cu taxele și impozite, vrem să majorăm sau să micșorăm taxele și acum găsim soluții la 6 miliarde că am greșit în loc de 6 am luat 7. Plus calitate. Cine a greșit ăsta? Asume răspunsul. Cine a greșit? Să pună 6 miliarde. Nu le punem bugetul sau noi cetățenii că au greșit și ceva. Găsim soluții. Vitura asta, dacă vei o veste bună, proiectul a fost asemnat cu 7 poduri cu aceeași valoare. Nu ce să fie 6. Bă, nu mai fie 6, bă, nu! 6 în paranteză 6. Nu mă la teorie. Nu-i bună asta. Cridacul de 6 miliarde de euro. Păi și nu-i chiar, dar 6 miliarde. Primul contract care a fost semnat. Ultima asta, acum a fost în contură, pe 25 a 3 a 2020. Ei sunt ce-au constatat. Păi da, acum, acolo. Eu ca să spun acum, putem aloca bani pentru a șaptelea să scoatem ori la, din bugetul acolo să dăm, ori să nu mai facem. Eu mai vreau să mă te ia măcar două poze, să-l dă dreapă, le poze 7 ani când e dar nu-ți mai... Ați făcut la... Nu mai aprobă nimic în mod în condiție. Ați făcut la scrisori de garanții și la șefeuri pe iasă, așa luat bani, nu s-au văzut. Astea toate pe semnătura noastră. În afară de la două dracu, ce e niciun număr? Alea două dracu, ce care sunt uschide, da. Așa nu mă fi și ăsta la... Căr! Dar nu că nu... Domnul Chiriac, dacă îmi permiteți, s-o achitat doar de la bugetul de stat 1.953.000. Nu sunt, nu este achitat întreaga valoare, în proporție de 35%. Dar asistate lucrările, deci nu avem finanțarea. Nu s-a venit în urma controlului, sunt vină cu o măsură de a da noi bani înapoi. De ce să zic? Ce facem? Vehiculăm suma asta de 6 milioane, gata, trebuie să ne noi. Nu, dar ce crezi că urmează? Ce crezi că urmează? Nu știu, dar faci de timp ce este cu ei. Să vedem ce, dar ei au plătit 1.900.000, 2 milioane de lei. De ce sunt domnul Camacea? De ce cauza am ajuns aici? Asta nu pot să zic. Cum adică nu știi? Da, nu era în cap. Da, nu și colegii dinainte ne batem joc. Da, dar nu am băiat. Din 24 ani alții. O variantă foarte rostă, se poate propunea. Să poate ajunge. Oamenii, domnul, ai fi mandat? Faptul că nu s-au făcut plăți decât pe 35% din lucrările din cele 7 poduri sau 6, cât de dracu a fost, nu știu. S-au făcut plăți din câte bugetul de stat în 35%. Dar au venit să facă. Riscul este să dăm banii înapoi. La ce? Da. Riscul este să le pierdem pe toate dacă nu ne-am casă. Este riscul să dai banii înapoi. Ascultați-mă o secundă. Deci noi trebuie să ne asumăm acest pot. Chiar dacă nu-l facem, înțelegeți-mă ce vreau să spun. Dați-mi voi o secundă. Lăsați-mă să vă explic și după aia hotărâți ce înțelegeți. Deci, riscul este să le pierdem pe toate dacă noi nu ne-l asumăm pe acest pod. Asta este adevărul. Ascultați-mă o leacă, domnul Gheorghiu, până la capăt și după aia îmi dați sau nu îmi dați dreptate în treaba dumneavoastră. Noi, ascultați-mă o leacă, vă rog, dar vă rog să mă ascultați până la capăt. Deci, eu vă spun varianta care putem păstra celelalte 6 poduri să le plătească statul, iar noi ne-l asumăm pe asta. Nu putem să facem anul ăsta, că nu avem execuții bugetare. Putem să ne-l propunem pentru la, pentru la, pentru la, și nu vom mai face. Dar acele șase poduri le vom face din bani. De acord cu dumneavoastră, dar dacă păstrăm podul ăsta al șaptelea în proiect, o să faceți că sunt de care acum acolo. Nu. Nu ăla îl luăm, noi scos din proiect. Așa și este. Nu am spus treaba asta la început, domnule. Domnul Apostol, dar înțelegem, dacă noi vorbim toți și nu vrem... Domnule, odată treaba asta și n-ați fost de acord. Cu ce? Domnul Apostol a spus treaba asta, să scoatem al șaptelea pod din proiect și a spus că nu. După ce mi ne-l asumăm, putem să-l scoatem. Hai, putem să-l scoatem. Dar nu-l... Proiectul poartă denumirea
asociarea indicatorilor. Corect. Pe 7 poturi, nu pe 6. Păi da, 7. Păi da, 7 scrie a fost. Deci am ridicat mâna, așa rămâne. Scoateți-l din proiect. Păi scoate din ieșe din proiect, o să vină cu 6 înapoi. Păi avem indicatorii la 7 și facem 6. Da, haideți, atunci să supunem la vot. Da, nu știu. Proiectul 6. Asta e, nu ne certăm. Cine este pe? Deci până la urmă, domnule consilier, domnul doctor, domnul... Haideți, domnul Marius. Nu, haideți, doamne, doamne, vă luați niște bani, niște bani cetățenilor, doamne, vă rog frumos. Nu mai haide, haide. 6 miliarde, nu le pui, nu le Iulia Samsia, doamne. Care închirea le pui? Până le pui cetățenii, doamne. Ești zice, doamne, proiect? Doamne, ce vrei? Ce sunt plăcă asta? Ești să trece cu opta la asta? Trece cu opta la asta? Păi de ce nu, doamne, totul nu ridică, mă dar e curtul nu te vezi, bani nu, mai bani, dar nu am buget, bani nu am buget la școală și totul e fără, nu? Suntem surs. Nu, bă, de ești, bă, nu, dar asta vrei să faci. Doamna secretară, la contorizarea voturilor, vă rog să treceți nominal, frica. Măcar cei care vădea să vădă. Dacă faci ceva frânge, dacă faci ceva frânge și vine, iau măcar și știi cu cine era cu ea. Nu puteți să răsumă acest lucru. Eu vreau să vă întreb ceva. Ați... Aveți cumva o informare a plătit cineva din întreg Consiliul Local de 30 de ani? Dar nu vă asumați dumneavoastră asta, domnul primar, pe funcționarul nostru. Dar ce e așa? Dar ăștia care au făcut pușcărini? Dar ăsta e răspuns. Aveți întreabă București primarul, a făcut pușcărini înainte de aceea? Pa, pa, proadă, să l-a luat, pe toți, la toți, la altă, pe doi. Ce, a avut garanția că vă luat? Eu, da, fiți nimeni. Dar cum ați văzut, dar cum ai iași Consiliul? Dar ce, da, dar dacă pe ăsta am luat? Avem garanție că poți să-l luați, poți să-l luați. Lăsați-i să-l luăm. Da, nu-i la poți și da, fiindcă nu știu cum ce văd iată. Nu-i la poți și votați. Noi nu ne speriem. Dar nu știu cum vă speriați. Da, noi o să mutăm pentru acest. Dar asta e actualizarea indicatorilor, nu? Nu neapărat. Să reactualizați indicatorul din calcul de șapte. Da, Avem la cinetare trei cereri, vorba de cererea Dobrea Fiorel, vorba de...
Dar nu ținut de treabă. Acolo la domnul Toamare. La domnul Toamare, dați-mi un amic. Dați-mi un amic. Dar ce votăm? Ce se poate? Ce votăm? Nu mă zicați ce e ceva. O să vedeți, dar unde? Ce se votăm? Nu înțelegi. Este domnul Doamne, îmi dorește... Returnarea concesiunii, eroarea concesiunii suprafeței de 100 de metri pătrați și vă rog să mi aprobați concesionarea unei suprafețe cuprinse între 1000 și 1500 de metri pătrați, aferent primării. Nu greșea lui. La unde vine pe așa? La ce intime de așa să apropăm? Da, unde vine pe așa? Așa. Dacă se dorește inițierea procedurii, atunci hai să facem ce trebuie făcut. Domnilor consilieri, scuzați, vă rog, cunoștință un singur aspect. În urma acceptării celelalte cei noastre, asta a modificat. Aia cu 15 metri. Aia cu 15 metri. Asta e de la 15 metri. Am fost și am fost să văd unii teren. Terenul ăsta care vrea dânsul să concesioneze sau eu știu ce, el are pești în el, omul lucrează, e făcut. Și vreau să mă spun, el își putez, mă. El are un plan pe la putez, mă. Da, mă, care i-am spus că are tot, el are și pești, am văzut și am zis că e vorba despre terenul. Dar da, domnul, deci exact, dar nu aș fi fost la terenul. Da, da, nu sunt. Nu sunt, am fost acolo. S-a mâncat, s-a dat ești, mă. S-a fost acolo, nu sunt. Am fost acolo, nu știu să vedeți, dar nu uitați că acest teren face un obiect, ne plângem penal. Dar trei plângi, una la poliția locală, una la poliția națională și la mediu. Pentru că l-a ocupat abuziv până acum, el deja a lucrat cu utilajele la domnul Șervan. A făcut ce a trebuit de acolo, a făcut pe un mii de metri luci de apă, că acolo și-am văzut el, iar acolo și domnul Popa și domnul Chirin, special, m-a rugat să vezi. Nu e luat, nu e luat, e invitat. I-am invitat, care a mers. Așa și m-am găsit acolo cu domnul ăsta, domnul și n-a vrut să leagă. Și iar el acum, fiind că are aceste plângeri, vrea să se scoată plângeri în Consiliul Local, ca noi să aprobăm această concesionare, că de atunci mi-a dat-o Consiliul Local, că nu ia, el să ducă în terenul la forma inițială care a fost. Pentru că este, acolo sunt ape naturale. Zic, așa scrie pe locul unde a fost, că m-am dus și m-am întrezat în primărie. Acolo sunt ape naturale, eu trebuia să adici și iară aprobare la Consiliul Local, la apele naturale românești și apoi să vină. El acum a văzut că este dat, are scris petiții pe la toate instituțiile. Și mă vrea să scoată cu Consiliul Local. Nu trebuie să spună nu. Nu trebuie să spună nu. Și hai să votăm. Mă poate ce-i votat? Noi facem plângere împotriva numitului Dobrea pentru că a intervenit pe domeniul public și a stricat acel domeniu pe care era. Eu nu așa am văzut la conferința de comisie. Asta trebuie să facem de acasă. Facem o plângere, nu se ia propus să spun în discuții. El acum ne-a dus la cunoștință, trebuie să facem noi o plângere de lui. Că asta a făcut omul ăsta individ. A intervenit pe domeniu. Eu acum am dus să dau drumul la putul de la Borcuța, am primit un telefon. Unde l-a dat Nățu? Și era Nățu în viață. Când am voie să intervin pe domeniul public, voi face pușcării, vă voi avea plângeri de la. Păi, iar fi Nățu a intervenit, acum așa făcut la apă de a trebuit, a făcut la apă.
aia cu eronată câțiva centimetri, adică 1.000 metri, și spune-mi după așa. Și aia nu i-a pus la discuție. Dar el, în fapt, a vrut să-l științeze cât vrea. Da, numai că... Procedura de concesionare este mult mai amplă și prevede mult mai multe. De Consiliul Local. Haideți să nu te întreb. Hai să facem plângeri penale urgente. O să fac eu. Acum am dat pentru așa președință că nu are de apoi să intervine în domeniu. Nu are voie să trece. Știi, Bacanu. Doamna, dar știi, Bacanu, ce e... Se schimba de destinație din Islanda. Păi să nu știu ce destinație. Afară de Islanda. Ce? Gata, eu zic că am dezvoltat pe personalitatea, nu știu mai departe. Atunci, cererea următoare, da, suntem corecți cu toată lumea, domnul Cuvie. Doamna Cruceanu, Elena, ați văzut la mapă, da, cererea doamnei care... La fel. Legal este imposibil să o ajută. Corect. Atâta vreme cât există o hotărâre de consiliu care stabilește chiria pentru apartamentele de la primărie, nu se poate face nicio derogare. Dar nu poate să se aprobe. La control al Curții de Conturi ne cheamă pe toți să dăm bani. Domnul secretar, dacă toți suntem la ce să dăm bani, haideți să nu se dezbatem și să-i spun eu. Deci, stimați colegi, este vorba despre catastru sistematic pe care îl face Comuna Sinscut în totalitate gratuit. Eu am în lucru 190 de referate ale Comisiei Județene, prin care ne obligă să facem titluri de proprietate unor cetățeni care n-au avut timp să vină să-i facă. Au murit. Iar urmașii vin să revendice acele terenuri. El de mai participând la lanțul care a fost înlățuit până la momentul respectiv, nu mai beneficiază de titlul de proprietate. Am venit în fața dumneavoastră cu o dezmembrare a domnului Constantin Nicolae, pe care l-ați confundat cu fostul mic. Nu este vorba despre mic, este Constantin Nicolae care a lucrat la hidroelectrica colegului Sărescu. Prin care v-am rugat să desmembrăm un teren și să-i dăm omului terenul lui. Dumneavoastră a spus prin domnul Chiriac, domnul Chiriac, sunteți atent la ce spun eu. Așa, deci a spus atunci, nu, să lăsăm toată tebatura asta până la sfârșit. Adică să terminăm tot cadastru sistematic, iar la sfârșit să le dăm la toți. Eu vă rog, pentru a-mi ușura mie sarcina, să vă asumați această spusă pe care o doriți dumneavoastră să o faceți pe terenul cetățeanului. Pentru că am vorbeam cu domnul Apostol, Comuna Sinscut nu este proprietară pe terenurile oamenilor. Deci acel teren pe care domnul Constantin a venit și vii la cerul dumneavoastră era al tatălui lui, nu cerea de la Comuna Sinscut. Și nu avem dreptul noi să-i îngrădim acest drept. Noi trebuie să-l ajutăm, pentru că UAT-ul a primit fără voință, deci UAT-ul ăsta este trecut provizor și foarte bine spunea domnul Apostol, a trebuit să spună proprietatea provizorie a UAT-ului. Asta este o formalitate, nu pot face eu, deci nu putem hotărâ. Dar vă somesc să ne asumăm răspunderea ca să nu vină cineva la mine, să-mi spună, domnule, n-ai vrut dumneavoastră. Eu am venit la dumneavoastră să-mi dați acordul ca să-i fac titlul de proprietate pe pământul lui, nu pe pământul primăriei sau păzării. Dați-i voi! Domnule, v-am spus de ce. Dar nu numai el, încă o dată zic. Deci mai sunt 170 de cauze. Dacă noi așteptăm un an de zile, o să blocăm situația la sfârșit. Vă rog să înțelegeți, să revin. Facem asta, dați terenul ăsta, proprietate provizorie, Comisiei Locale de Pot Funciar, care retrocedează pe legea lor. Nu putem face, pentru că nu are putere juridică, domnul Apostol. Deci, cel care poate să emită hotărâri este doar Consiliul Local, în comuna noastră. Comisia Locală. Noi îl transferăm Comisia Locală de Pot Funciar. De acord, dar nu pot, eu, Comisie de Pot Funciar,
judiciar nu pot ține hotărâre. Da, deci eu nu pot să posesie omul ăla. Da, era pe terenul lui. Are proces, d'acord, are proces verbal de punere în posesie. De la Bacău, de la Comisia de Aplicare a Codului de Muncă, pe legea 18, și tocmai de acolo trebuie să-și primească terenul. Trebuie să-și primească terenul altui proprietar. Dar nu este seama altui, domnul Apostol. Și el este, ascultați-mă până la cap, el este în listare, scrie Constantin T. Nicolae. Deci el a fost... Ce așa de greu să treceți la Comisia Locală? Dar nu-i greu, dar nu pot, că nu am înțeles. Să trebuie să trecem la Comisia Locală. Deci nu avem voie să facem așa. Este vorba de ce... Nu desmembrare și să facem terenul. Domnul Apostol, dar aici nu înțelegeți, dar atâta vreau să-mi dați voie să fac desmembrare. Desmembrarea e în alta administrativă. Facem desmembrarea, dar ulterior transferul trebuie făcut la Comisia Locală. De acord cu Brasile, dar trebuie făcut desmembrarea. Nu, eu, domnule, el l-a primit atunci, la vremea respectivă. El menține oamenii. Facem dezmembrare, cărți funciare distincte, transferul la Comisia Locală, legea 18-11. Așa, ăstea sunt pașii, domnule Apostol, ați înțeles? Corect. Atunci s-a înțeles că unele persoane care au rămas din vari motive, fără tele, da, vor fi puși acum în posesie chiar și pe rezerva primăriei, chiar și pe alte terenuri care noi așa, nu avem... Așa spune legea, domnule Gălin. Noi, în Consiliul Local, nu avem de unde știi pe proprietatea lui Vasilescu, care încă n-a venit să vă ceară. Noi, dacă punem în proprietate pe Ionescu, după aia putem ajunge niște procese primăria pe chestia asta. Nu. Dar de situația ce? Care ați explicat-o astăzi, o secundă, astăzi a spus-o corect. Deci nu are cum să ajungă noi oameni pe acela așa plasament, pentru că ei au fost puși în posesie din vechime, din pământul lui. Este normal. Și de-aia vă rog să înțelegeți. S-a trebuit să constatăm că e chiar pe amplasamentul lui. Dar nu, dar acolo este un apost. El a fost pus acolo. E corect în cerere, ați desmembrare cu evoluație și produs și transferat de la legea. Ați scris de acord în Consiliu să facă desmembrarea. Să nu întâlnim la această lucrurile care să atrăgie sistemul. Să se pune din abort și... Asta, asta. Da, domnul Apost, doamnă, s-a pus să te ceva. Acum, dacă nu aveți cineva dorește, Chiriac, să notez, ok? În ordinea. Și eu, toate partea mea. Da, să luăm în ordine de aici, așa să luăm pe aici, să nu spune că luăm pe culoare. Este doar un domn. Unul de aici. Domnul, Enache. Să vă zic să vă în ordine. Ca să luăm în ordine. Domnul Enache. Mergem în partea cealaltă. Aici, cu nimeni. Acolo sunt. 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 La cuvânt, doriți să spuneți ceva? Da. Spre final, da? Cu vănămiți? Mai aveți și în sala, aveți o cășerie. Aia am luat totuși. Nu mai vedeți să văd și gândă ce. Nu, nu, nu. Ce era un moment de ce la să vă care nu mai sunt și de serviciu, că nu au, au locuința respectivă de acolo. Da. Una din condiții să nu aibă altă locuință, poate. Așa. Prima. Sau prima. Sau prima. Prima. A doua care nu deservește, nu, nu e angajat la stat sau altă, nu are nicio treabă cu... Nu locuiește acolo și am trebuit să dați și închirii un apartament de acolo. Expuls. Și pentru asta cer, doamna secretară, nu vă toleșteți. Să mă aduceți toți locatarii care sunt acolo. Situație, cu situație. Să analizăm fiecare locuință separat, să vedem dacă mai e vreo una sau nu e vreo una. Dacă se întâmplă ceva cu lasă, nu se ajută, că avem o să lasă, vreo unul. Așa să vedem exact și tot.
proprietarii care stau acolo. Așa, am înțeles că sunt și datorii care stau acolo, deci la banii care i-au stat, chiar au și datorii. Analizăm datorii la tine. Și atunci îi spune, dacă chiar până la... de sinema afară să ieva, cum să plece la treaba, nu să rămân că să stă cu datorii acolo și cu alte... Domnul viceprimar, eu asta vrea să vă zmurgă informație și să-mi dați când credeți v-ați apucat de băncuța la depusul la băncuța și când este gata? Astăzi a venit proiectantul pentru proiectarea... Deci v-am cazat azi. Astăzi. Pașul, bun, deci de azi. Bun. Se proiectează maxim o săptămână. Nu, cât timp? Nu, să pașul din azi și gata. Cu tot cu execuții 30 de zile maxim. O luni de zile. Deci următoarea ședință sper ca să vedem apă de acolo. Dacă nu mai devreme de lucru. O, da, asta e bun de lea. De ce asta am înțeles? Bărbăgabă-ți când era. Nu chiar n-am văzut. Acum am avut o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră a înțeles că domnul Vale Ureanu, Valeriu Ureanu, angajat la primăria Comuzașului, contractual sau nu știu, chiar nu știu ce formă a angajat. Doamna secretarie, contractual? Contractual. Da. Mai lucrează la primăria Comuzașului? Dar este în subordinea domnului primar. Domnul viceprimar, acum două săptămâni sau trei săptămâni eram în birou domnului primar. Și am întrebat subordinea, cu ea subordinea, v-a sunat în fața mea la telefon. Dumneavoastră ați răspuns la acel telefon și ați spus că da, este subordinea mea. Dar, la... Nu, cum a domnul ce este? Domnul primar în concediu, da, e subordinea. Așa, aia, atunci era subordinea noastră, dar bun. Totuși, puteți să spuneți în luna aia că ați fost dumneavoastră primar și a fost subordinea noastră. Ce a făcut domnul Grea? Pentru că am informat și știu și am și câteva poze. Dar vreți că o luăm zilea cam al domnul Bostan în curând. Pentru că activitatea lui de SBSU, care am avut și incendii pe raza satului. Ce, le-a spus el? Da, da, el s-a acolo, el a acolo. Da. Dar cu cine? Mașina de copil. Care mașina? Mi-a venit copil, nu, nu, vedeam pe mașina. Mașina avem mașina, nu, nici mai avem mașina. Aia așa să răspund. Bun, ia vreau spune, da? Dar vreau să mințiți. Nu, vreau să te minciună și dumneavoastră, să-mi convinți că dacă ați scris documente. Da, în documente? Da. Nu spuneți ce a făcut inițial un lucru. N-ați înțeles că acum a ordonat toată misiunea ca să strâng incendiul ăla pe de-a fost sus acolo. Cât a durat acesta? Păi am avut și două, trei zile. Cât a durat? Trei zile, mă. Trei zile de lucru? Bun. În trei zile de lucru. Nu ești ce-am spus. Nu și-am spus la fel. S-au ocupat de prevenție. Alte zile. De prevenție. A, da. Da, avem. Toată și dar de dânsul. Și nu asta, și încă altceva. Avem domnul Constantin, vreau să zic. Nu, 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 el este cadrul PSI. Cadrul tehnic PSI. Noi șeful. Șef se deci am întâi spus sensul în cer. Nu? Nu, ăla a dat la fără și la sensul. Nu știu cum spunea voastră, dacă așteptați, nu vei explic ce s-a ocupat fiecare. Ca noi inițial nu facem nimic. Domnul, mă aștept să zic. Domnul Vici, inițial nu facem nimic. Domnul, hai să spui că ați arăt cu 200 de mâine asta la prostată. Nu v-a întâmplat. Hai să zic și ce nu vreau să zic. A fost luat timpul liber. Nu, care timpul liber? Ora 90, timpul liber, ora 8, seminează la ora 9 la prostată. Ce trebuie să zic? Ora 9. Hai, bă, să fie serios, nu a fost luat. Dar stai că a fost concediu omul. Nu, când a fost, dă-ți mă concediu, de 7 ani are concediu, ba sigur, de 7 ani are. Dumneavoastră când ați fost viceprimar, n-ați fost să-ți dai nimic. Eu am fost în concediu. Doamna secretară, vă rog cum o să dați și el un raport. Ce raport? Absolut tot ce faci în colegiția SBSU. Raport de activitate. Și șef de serviciu. Șef serviciu SBSU să vină să facă un raport cu ultimul termen de activitate. Ultimul termen de activitate. Și nu mai concediu. Eu fac eu, Magdalena. Ultima rând, nu mai putem concediu. Mai adăugat să tot urmezi domnul. Mai avem un șef serviciu la executări, liniu domnul Ghiță Safă. Aș vrea totuși și acolo să știu dacă... Aș vrea și acolo să știu dacă a început vreo executare, mă dacă a făcut... Dacă a început un dosar de executare... Are. Are început. Nu, da, poate să înceapă cu el, clar el cu domnul. Poate să înceapă cu el. Are ce să documentezi dosarul. Are, dar o să... Nu, deci vă rog frumos, că aduc tot așa... Cât e dosar de executare a făcut, la cât oameni au dat unii la acum s-a spus? Că avem datorii peste 20 de miliarde. 40. 40 sau 40. 40. Uite în totul de execuție. 40 miliarde și el n-a făcut un dosar de executare. Păi a fost în concediu medical. A fost în concediu medical, operat, proteză. Ca și ăsta cu foc, toată viața. 7 de mă făcut, dar un dosar. Am luat un dosar de 30 de ani. Am un dosar de 30 de ani. S-a făcut, domnul. Dar așa ce și raportul la Academie Culturală? Tu am ce-a făcut, domnul. Exact, nu mă să facem raport, domnul. Haideți să facem raport. Dar de ce nu te-a făcut?
dar nu, 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 să știți că nu este problema mea, este problema cetățenilor care ne aduce la cunoștință faptul că mașina autoutilitară a primăriei, șoferul primăriei, mașina primăriei, reparațiile suportate de primăriei, motorina primăriei, această mașină nu desfășoară nici măcar jumătate de oră activități pentru primăriei zilnic. Este în altă parte, știm toți unde e cum, sunt filmări primite de la cetățeni, sunt documente care o să rămâneți surprinși, dar dumneavoastră știți, e bine măcar să înceteze, e bine măcar să înceteze activitatea mașinii, mașina primăriei, pe unde și cum își face viața. Bine, nu știți dumneavoastră, nu e o problemă, o să vin să aduc la cunoștință. Mașină vă ridicată de nou sau... Da, domnul nominal, dacă aveți, da, domnul are cuvânt, dar și vreau, e rușine, ce aveți? Știți foarte bine, dar știți tot, domnul știți toți, hai să fiți, știți toți. Bun, ați văzut, doamna, aveți la primărie documentele dumneavoastră, noi o să venim cu chestiunea noastră, să vedem dacă noi ne plângem că nu sunt bani și nu avem cu ce, dar plinuri se fac pe la PECO, pe mașina aia în prostie, mașina aia o vezi că ori nu strece prin cap. Și trebuie să vă spun să știți că nici șoferul nu este mulțumit de activitatea care o face. Sincer, ca să știți. Cine e șofer? Ei? E cineva. Băi, să te lăsați, că cine nu băgea? Băi, Luci! Acum... Luci! Băi, da, băi, acum, așa că mi-e stupiu, dă-l. Nu are stupiu, dă-l. Nu are stupiu, dă-l. Nu are stupiu, dă-l. Nu are stupiu, dă-l. Profit de faptul că suntem toți care am fost și acum vreo două luni aici când am discutat cu podul de la Plâncești, au crescut lianii pe podul ăla, se întreabă lumea, voi chiar atât de impotenți sunteți, mă, nu puteți să schimbați. Bă, fraților, lângă mine acolo, s-a referit la PSD. O secundă. Nu, la noi toți, la Consiliul Local. Acolo chiar de nimic. Nu, 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 dați-mi voi, domnule. Dați-mi voi. Lângă mine o familie care puneau 14 guri la masă în fiecare zi, gândiți-vă la 3 mese, aveau 45 de guri. Și-au făcut o casă într-un mal, s-au chinuit băieții ăia și-au în orice casă, o vilă. Și noi nu suntem în stare primăriei, să mutăm podul ăla, să facem două cabri. Așteptăm să ne spună mereu oamenii, bă, chiar nu sunteți în stare. Gărghiți, hai să facem altceva. Hai să mergem noi trei care suntem la acest lucru. Și tânărul răzit, nu pierdem. Suntem cu comentați sau nu? Mergem toți trei. La vici stăm acolo, până ne dăm măcar. Că dacă tu nu te-ar cinci telefoane, trebuie să rămâne. Da, păi, stăm bine. Și hai să vedeți să facem treaba asta. Am discutat asta de la asta. Sunt de acord, băi, dacă vrei, fiecare dimineață, că sunt pensionat, tu poate mai trebuie să mergi. Vă contează, stau la unul și acolo. La mine, tu cum un acord, zi. Bun, sunt de acord. Ce faci? Vreau să vă mai spun un lucru și cu asta am încheiat. Cum considerați dumneavoastră că este posibil? Dacă un consilier, în speță domnul Chirea, a încercat oamenii din Vâlcuța, pentru că mereu spune, nu sunt bani, nu putem, n-avem cum, nu, să introducă conducta de apă pentru cetățeni în conducta satului, să poată să bage apă la oameni, aici mi s-a spus, păi nu mă, Marian, dar am și pompă, am și instalații, am toate, de mâine mă apuc. Au trecut două luni de zile, omul a fost amenințat acolo, pe teren, de față cu cetățenii care își doreau apa, îi face dosar penal. Cum? Păi de ce? Că era pe teritoriul public, așa. Așa. Acum au mai trecut două luni, cu toate materialele astea cumpărate, n-am reușit noi primăria, nu mă mai refer doar la executiv, noi primăria, că nu toți suntem, să rezolvăm problema aia acolo, acum mai durează încă o lună. Eu vă spun că nu o să se rezolve nici într-o lună. Păi cum să mai creadă oamenii ăștia noi, fraților? Ce să mai creadă oamenii ăștia despre noi? Zic, băi, sunteți acolo, sunteți degeaba.
Păi poți să ameninți un coleg care se apucă să facă ceva în interesul oamenilor că îi faci dosar penal? Deci lucrăturile astea nu sunt ok, mai ales atunci când vreți să faci ceva pentru oameni. Asta am vrut să vă rog frumos să menționați în procesul pe acela. Vă rog. Domnul Oana. Dacă vreau să... cu domnul Ili, v-ați gândit cumva unde ar putea fi pus podul ăla la urmă? Am fost de sus astăzi. Am fost cu domnul Popa, am fost cu domnul Chiriac, am fost cu domnul Ana. Ne-am uitat. Sunt două posibilități, de asta mă gândeam. Sunt mai multe, nu, eu nu nominalizez. Haideți să ne gândim că am fost... Am hotărât și unde se pune. Eu mă gândeam, domnul Ili, consideram, este cel mai necesar. Da, haideți să punem... Haideți cel mai aproape de pod, că e greu. La Martiș, mă. De acolo, la Martiș, și la Martiș ar fi și posibilitatea aia la deal care e prea sus, prea mult. Redai terenurile alea agricole care sunt acolo, nu sunt lucrare din cauza că nu au acces la ele. Am spus la domnul Ruci, problema acolo, trebuie deci, cu drumul. Haideți să facem un studiu în care să-l folosească cât mai mulți cetățeni, chiar dacă e interes agricol, chiar dacă e interes. Nu secund, nu aici unde s-a discutat să-l punem la domnul Martiș și vorba și toată fața. Iar nu din la pulea de la deal, că toți pe acolo circulă, toată partea aia care urcă în deal sus la Tochilă și toată fața aia până la Părintele Nevoiță aia nu vor mai fi nevoie să ocolească, să vină până la magazinul la mă gândeam acolo datorită că toate terenurile din partea aia de lângă, nu numai când deservește două familii sau trei familii, dar se redă circuitul acolo toate terenurile din partea aia. Dacă n-ați fost atunci, că ați fost cuprins cu alte. Tocmai de asta v-am întrebat. Domnul Popa a promis, vorbește cu domnul viceprimar, sunt niște plăci mari, ca așa cum este una acolo, acolo pe caprile alea existente, că sunt capri sănătoase, dacă mai punem încă o placă, oamenii aia nu trebuie, cât cu căruță acolo. Dar le-am și văzut, să aibă 3-4 ori. Și acolo se pun cu buldor, dacă se urcă un pic acolo sus, ai dreptate. Trebuie făcut calea de acces, că toate terenurile rămân. Hai să facem fraților, că e simplu. Cum acolo, că se luă să are acces, nu putem. Nu au acces cu tractor, putem așa. Ceam acolo, spui mai sus, mazilul la Cucean. Da. Acolo. Sunt două familii care locuiesc acolo. Sunt două familii, dar deasupra lor este foarte mult de care de acum se duce în paralel. Nu au acces. Dumnezeu de un incendiu, că nu se poate intra. Nu poți să luăm podul ăla de acolo. Nu, bă, aici e cel mai bine. Mă, lumea acolo a pus o placă de aia. Deci găsit tot domnul și o soluție de făcut o foarte. Și măcară? Lor la un consul. De acolo? Are domnul vice relații garantate. Da, puteți să plăm la președință. Da, domnul vice, să zic că da. Să mergem pe stai la ușă, mai rău să nu luăm la ușă. Toți, toți. Nu mai am nimic, v-am spus să vă fie la toți, la toți trebuie să ne băgăm mințile în cap, să ne gândim bine atunci când vrem să facem ceva pentru cetățeni. Dacă nu-l ajutăm pe acel coleg, că primește telefon, că îi se face o plângere penală, la rândul nostru toți putem să pățim. Așa este. Te-am obișnuit. Apropo de arhiva primăriei, care știți cu toții, eu n-am avut ocazia să intru. De arhiva primăriei, documente. Unde sunt depozitate arhivele. Nu știu dacă se intenționează să se ia vreo măsură de structurare, de organizare, de așezare a documentelor. Eu am făcut o solicitare în calitate de consilier local și mi s-a explicat că acel document... Ia pe lor, nu este... Ia pe invitați, nu? Ia pe capul la invitați. Nu poate fi găsit. Deci trebuie să luăm o măsură. Chiar Marius poate să vă confirme. Am înțeles că el a fost acum Braiște, pe românește. Am văzut domnul de acolo, cum e nimic. Așa. Cum e nimic, ce tipar? Iar al doilea aspect este că am rugămintea și profit de prezența domnului administrator public aici, că atunci când se primește, când se depune o solicitare din partea unui consilier local, în măsura posibilului, așteptăm chiar 30 de zile, poate în două săptămâni măcar ar trebui soluționată fiind o solicitare în interes public. Da? Dacă trebuie să așteptăm 30 de zile, deja pierdem anumite etape și nu e bine. Mulțumesc! Domnul Ienache?
Dar vă rog, dar să întreb domnul viceprimar, domnul primar, deja de noi. Adică nu mai am puterea să mai explice chestia asta. Cum stăm cu dispensarul ăsta la Berești? Și după care iau cuvântul meu. Adică să-mi spuneți care este faza. Gândiți-vă că domnul Popeu a râs, a zis vreo glumă cumva, sau vă permiteți glumă cu sănătatea bereștenilor, dar vă permiteți glumă, puteți să vă întrebați care este stadiul documentului. Simplu, să spuneți la minister, mă mare, știi și tot ce? E la minister, în stadiul de... Vreau să spun de la executiv. Dar n-am văzut un motiv de râs. Dar nu, au zis mare, au zis Romin cu glumă și chiar n-am văzut de vin. Chiar n-am văzut ce-a vrut. Niciun fel de... Exact cum poate nu se râde. Ai înțeles. Asta râzi că am poate să... Nu! Haideți un pic să nu ne facem. Aveți răspuns. Aveți răspuns la inspectoratul școlii la Pangura. Da. 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 Și acum vă numește. Toți pentru că este corect. Am să adaugă. În vedere. Plan și memoriu justificativ. Ați trimis deja să da, au venit răspunsul ieri sau astăzi, ieri sau astăzi, cam așa am pus eu rezolvit. El trebuie trimis documentație cu plan și memoriu ca să dea drumul la dezmembrare. Mai cer putem. Cine a solicitat? Noi primăria am solicitat inspectorul școlar. Așa ați venit răspunsul, trebuie completat. Memoriul a fost toată documentul. S-a pus un azi către ei, trebuie completat cu documentul. Bună, îți date lucrul la noi ca la urmă. Știți ce se întâmplă? Vă dau cuvântul de mă public spun acum. Luați cine vreți proiectul ăsta. Da, haideți să-l facem mai repede. Vă rog din suflet, fac oameni din aveta la Bucurășor. Nu creează, nu creează tot Consiliul ăsta. Nu este o prioritate a unui singur om. Deci eu în fiecare dimineață... Am fost de acord cu asta. Dar de ce crezi cumva că... Dar e un an jumătate aproape, Costel. Scuze-mă că spun așa, domnul Costel. E o problemă care a fost pusă prost la început. Nu, nu. S-a spus în felul următor, aici public, nu în sala asta unde era înainte. S-a spus, nu, că e proiectul lui Enache. Nu e adevărat, nu e adevărat. Nu e adevărat. Domnul, nu erați consilier, așa că nu puteți să afirmați lucrul ăsta. Nu erați consilier. Dar nu, trec peste asta. Nu mai asta m-a deranjat. M-a deranjat de un an și ceva de atunci. Că a fost locația, a fost tot hotărârea Consiliului Local. Nu a fost hotărârea mea personală acolo. Știi, mai de locația România, nu-i de asta, eu mă... Domnul, ajunge, am văzut. Eu ți-am întrebat pe timpul ăsta, da? Lăsați-mă să-mi duc și o idee până la dată. Eu am observat o chestie. Și pot să o spun și o repet. De fiecare dată când eu cuvânt, primarul avea grijă să mă întrebă. Acum am văzut ca tehnică. Și nu i-a pus pe domnul. Primarul a ajuns să se prăjirea de ședință. Nu, nu. Bă, lăsați-mă să duc. M-ați văzut vreodată că am întrerupt pe un coleg? Asta cer, dar eu respect să fiu și respectat. Deci vreau să, adică am cerut lămuririle, dar să pot să le transmit și eu oamenilor din Berești, că sunt, mă duc zilnic acolo și acum mă schimb și mă duc acolo. Prima etapă, ce mai faceți? Prima etapă, cea mai importantă, s-a făcut. Bun, de ce nu să mergi în paralel? Cum? Cum pun de valoarea și proceduri de achiziții de servicii? Asta vreau să vă spun. Vă spun că este legal. Lucrul ăsta îl fac și eu la primărie, la Bacău. Deci putem merge în paralel cu demararea procedurii. Deci demarea, nu a lucrărilor, a procedurii. Să câștigăm timp. Asta vreau să vă spun. Domnule Enache, eu așa am înțeles, tragem o concluzie, că așa până dimineață nu aveți dreptate. Este întrebarea mea. Asta trebuie să răspund. Deci s-au făcut Dar putem de începi și procedura pentru achiziție. Să fac caiet de
primar. Știi că e doar cu membrii mari. Mai aveți altă întrebare? Da, nu, vreau să dacă domnul primar dacă e de acord cu procedura, da? Adică să declanșeze și procedura. Hai să fie de acord. Nu, deci să declanșeze și cu procedura de achiziții. Adică să se lucreze la procedura. Ții pe dorea scoamă, da? Da, atât, asta o vreau. Să legem în paralel. Da. Bine, domnul. Mulțumesc. O să fiu de acord pentru cetățenii comunii. Putem? Lăsați, asta mă dată. La deci am și eu două sau trei probleme pe care vreau să le aduc în atenția noastră. Acoperișul de la cabina sportivilor trebuie refăcut pentru că plouă. La această ploaie avem apă în aer. O să vin cu un referat și o să rog să-l anvelopă. De asemenea, vreau să vă rog, să, domnule viceprimar, vreau să vă rog să vedeți care este eficiența la camerele video de la sistemul de urmărire. Avem o grămadă de bani, dar ne-am uitat... Gheorghete, la sfârșitul ședinței. Deci, camerele video sunt pe 3 monitoare, 16 camere, dintre care jumate funcționează. Am fost astăzi, pe primul monitor funcționează 6-10 defecte. Pe al doilea monitor 10 funcționează, 6 defecte, 10 funcționează, 6 defecte pe al treilea monitor. Deci o să trebuiască să facem o mentenanță, să facem, pentru că acest sistem de urmărire ne ajută să prindem boții mult mai ușor. Pe unde a trecut? Pe acolo, pe acolo, pe acolo. Avem câțiva cetățeni în satul Berești, care au venit acum din diverse sate din Transilvania, sunt de 30-40. Deci noi o să trebuiască să fim foarte atenți, pentru că ziua la Meaza Mare au intrat și au desfăcut acoperișul la o chestie de asta de postarea cerealelor, casa abandonată, care acolo își fac problemele și își fac grea cu acești oameni. Eu am rugat poliția locală să facă o identificare exactă cine este proprietarul și să verifice din când în când să ai control. Bă, de ce nații de oameni? Nu mai contează ce nații. Sunt din alte localități, sunt din alte localități care trebuie controlați. Pentru că dacă nu îi vom controla, vom avea surprize mari. Da, domnul Darie, vă și dau Cazia Merești. De ce e pericolul lumii? Nu, aia se face. Investiție la extindere de gaze naturale, scrie Bălcuța. Suma estimată atunci a fost 175.021 de lei. După realizarea investiției, la o perioadă de timp s-a făcut extinderea până în capătul satului, plus și după mine și înaintea mea. Eu am solicitat, am rugămintea, am fost rugămintea, am mai fost acum un an și jumătate. Nu ați primit nimic? Până acum am... Păi stați puțin, mi-aduc aminte foarte bine că am fost de acord cu o sumă. Am ridicat mâna pe mâna și acum s-a mutat problema la partea executivă. Deci noi nu putem să facem mare lucru. Atâta vreme cât am fost de acord, ei trebuia să prindă în buget banii și să vedea. Dar ce are să este respectiv? Subvenția de un proiect la proiectul respectiv trebuiau să fie însoțit de un raport de specialitate din partea biroului contabilitate. În cadrul biroului contabilitate, la biroul contabilitate, nu au găsit o bază legală din care să vă poată plăti dumneavoastră. Eu vă spun adevărul exact că asta e ideea, nu s-a inițiat încă
Proiectul de hotărâre. De asta nu s-a găsit posibilitatea legală. Dânsul a plătit toată extinderea care trebuia făcută din către primărie că s-a extins. Ei, după ce și-a tras dânsul gazul, Delgaz Grid, automat a devenit proprietarul conductei respective. Sistemului de distribuție. Erați consilier local acum la jumătate? Am luat cu multe jansul să trimit la adresă că de Delgaz Grid, acum este conducta? Sau noi acum votăm 80-100 de milioane ca vrut la nu doresc, dă-i! Așa a zis? Așa nu erați așa. Dă-i păi când dăm bani, cum te-ați dăbat? Acum dați-i bani, domnilor! Deci bani... Toți domnilor, bani, că sunt, eu am zis, adu-ți dăm adresă! De când nu mi se moară! Care să fie votat, să primiți banii respectiv. Ca să fie ca una... Zbani la noi, nu vrem să-i dăm sau nu știu? Simplu. Zbani la noi, nu vrem să-i dăm sau? Păi nu, dar acum spune și că... Același lucru, același lucru, am asigurat și reședința. Da, ridica mâna. Dacă nu era ca asta, pornit urmă. Același lucru. Și nu-i doar pe primar, au ridicat mâna cu omul și au știut. Nu găsim posibilitatea. Am zis că găsirea posibilității legale pentru a... Și articolul 3. Dacă șeful nu are dreptate, se aplică articolul 1 și 2. Deci exact așa e situația aici. Îmi spune că sunt proprietar, după care zice, dacă se face extindere, nu mai e. Păi Dumnezeule, dar ori am drept, ori sunt proprietar, ori nu mai sunt proprietar. O speță ca al dumneavoastră am întâlnit-o chiar la racordarea lui Fiu. Cel care a făcut extensia, au plătit 500 de milioane. Când am vrut să stau de vorbă să-i fac racordare, o zi să-mi plătești jumătate din sumă respectivă. Dar când el a venit să facă extindere din țeava lui, nu le-a dat niciun bani. Deci ei sunt proprietari. Deci mie când a cerut ca să facă racordare directă în țeava, cum să te-ați dumneavoastră? Mi-a cerut, băi, am plătit 500 de milioane, dai 250. Ei, în momentul în care s-a venit el gazul cu extindere pe strada respectivă, nu i-a mai dat niciun lucru. De asta zic că m-am izbit și speriat. Dar cine beneficia? Beneficiarul la urmă este Delgazul sau este localitatea sa scoasă? Cine sunt proprietarii? Proprietarul este Delgazul, indiferent pe cine. Este proprietar, dar cine beneficiază? Cine beneficiază? Nu zic că dumneavoastră. Dar cine beneficiază? Este adevărat, dar trebuie găsită baza legală exact. Eu când mi-am pus gaz la Bacău, am fost al doilea care mi-am pus gaz. Și m-am dus la proprietar, a zis, am dat 100 de lei, 50 de lei îmi dai, da. Și exact. Poți să-ți pui gaz. După care al treilea a venit și la vecina și la mine, după care următorul a venit și la ala și la ala. Exact, și s-a împărțit. De ce s-a putut? Era mai proști atunci? Doar o mică întrebare. Dumneavoastră, după ce ați făcut raportarea, când a venit del gaz gridul și s-a conectat, cine a insistat? Nu, nu. Nu, eu știu. Dumneavoastră ați fost de bună credință și ați vrut să fie treaba bună. Da. La cine a venit la dumneavoastră să se insiste? De el gazul Gredul sau primă? Păi cum? Cine v-a rugat pe dumneavoastră să le dați voie? Nimeni. S-au băgat ei așa? Da. Dar scrie... Ce-au scris acolo? Nu, ia, lăsați ca să prezintă. Scrie în contract. Scrie în contract. Nu au voie să se racordeze fără aprobarea mea. Asta fără proprietarul. Nu să scrie. Așa, și ei s-au racordat. Da, s-au racordat. Și ei dați în judecată. Luați bani mai mulți. La vila pe domnul Ilie. 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 Dom
primărie raportare este primărie chestiune de relevanță sau să găsiți procesul. Deci nu ai voie să te raportezi fără aprobarea primăria. Nu, primăria nu. Extinderea să dați primăria. Eu că am scris-o, că dumneavoastră a spus că ei s-au raportat acolo fără să orice dumneavoastră. Adică n-am respectat. Deci chestia că ei s-au raportat și în continuare, deci au mers în continuare, s-au raportat și în fața mea. Și până la dânsul și în dânsul. Ca să fie raportarea făcută acolo. De asta o zice să vă acceptă să vă dăm bani. Da, dar n-am venit încă potrivă să-i pachetăm o parte, dar poate să găsească poate de cap. Vreau să-i recuperez 60% din care 60% care se lasă să se lasă la biserică. Deci extindere. Suma care îmi devine niște beneficiară de două trei. O trei să se lasă la biserică. Suma să vii de ea. Ce ne spuneți? Nu ați înțeles până acum, ce subiect? N-am înțeles nimic. Doamna secretară, s-a săturat de mine. O stică, ai înțeles, să spune, cea mai bună variantă e aia care se duc. Numărul 1, numărul 2 și numărul 3, numărul 1 și numărul 2, acolo cu primul care e cu șeful. Tu așa ai să rezbați. Tăi s-a zis la început, asta e, nu uite. La început a fost, că am zis, doamne, fața adresă de el. Gazi, gazul, și estima părea care este produta, când avea de aceea să spună de acord, tot primărea ori de gazul plătea. Și acum, ia gazul dă-ți, mă, CV-ul, că i-a luat compensat, am luat-o după trei. Îmi spune la drepturile, drepturile proprietare, are dreptul să-și aleagă orice reprezentant al NRE ca să-i ejerce de lucrarea. Asta e un drept. Ce trebuie? Trebuie să De când am venit în sat aici, am trecat o casă cu Valea Nacului. Sunt făcut țigan. Cu locuințe Valea Nacului? Da. Cine? Un grup de persoane, 10 persoane, m-au făcut țigan, am amenințări. Am făcut anul trecut cu Valea. Am făcut 8 ani de mers. Mi-au zis că stăc un coț, le fura. Sunt singurul de acolo care m-a apometru. Acum, ce-au făcut ei? Au pus un lacăt acolo pe un cămin și mi-au oprit apa și îmi dă drumul la apă când vor ei. Că sunt țigan. Eu sunt căsătorit cu o fată din România. Ok. În ziua de vineri, asta, nu era apă și un vecin s-a lăudat ca să nu-ți dă 1000 de litri de apă. Mi-am ieșit din firmă, am sunat barosul și am spart acolo. Canalul era oprit. I-am sezat domnului viceprimar, i-am zis să vină poliția locală, a venit. Când a venit domn Bogdan și să ia, să vorbească cu mine, a început să spună... nu, a început să spună, zice, uitați, a fost un lac, nu știu ce. Ia stai, nu le chemă poliția, nu știu ce. Și a sunat la poliție, uite unul de la Valea Seacă, să dă și mică rece. Poliția a fost la poliție? Da. La poliția. Deci, eu fac o precizare. Eu sunt român. Eu nu sunt din Valea Seacă, eu sunt din Brăila. Eu sunt căsătorit cu o fată din Valea Seacă. Și a venit poliția și mi-a stricat, domnule, oamenii ăștia au făcut un abuz. Au pus un lacăt acolo și se folosește, se folosește de drept și nu dă voie la apă. Un anume, Irinela, acolo, de față cu poliția, vă vrei să te arăt că acum eu te mut din Sascut? De față cu poliția, mă făcea amenințări. Da. Deci, eu sunt tot timpul amenințat. Să ferească Dumnezeu să-L iei cineva din familia mea. Da, nu este ea, domnule, este incompetent. Uitați ce ia-ți aminte ca un cetățean. Eu mâine o să fac un demers la Guvernul României să blocheze toate conturile Sascutului, ca niciun consilier să nu mai are niciun ban, niciun angajat, blochez tot. Eu nu pot să trăiesc de 3 ani de zile într-o teroare. Da,
Eu sunt simplu cetățean, nu văd de treaba mea și atât. Cum a zis domnul consilier, bani încetăm, bani împăcăm, bani încetăm, bani împăcăm. Acum nu vreau să mă mai eu, suntem împăcați. Sunteți împăcați? A consilier, nu uita la el. La toată lumea vreau să spun. Și la consilier, și la lucrător, și tot, tot. Un consilier pe care știu eu, este și cu un personal împăcat acolo. Pe motivul că nu am apă, domnul. Ăsta e motivul, vreau să aveți apă, nu? Nu avem nimic. A, nu ați dacă ați la poliție, știți cum să faceți. Dar este momentul ăsta. Dai drumul la apă. Domnul Chiriacara. Maria, tu ești. Domnul Maria, că i-a dat. Deci nu vreau să fiu. Să am cheie acolo de cineva, să depinde cineva. Nu depinde. Eu vreau să plec, vreau să-mi închid, vreau să-mi dau singurul ăla. Deci eu dacă am o lucrare în casă, trebuie să sun pe cineva să mă aducă mie cheia? Eu am dreptul meu să mă duc să-mi închid acolo robinetul. Cine trebuie să-mi, să-mi țin mie altă dreptul meu? Nu faci nici un demers la minister. Dacă dai indemnizația, mă vede și a ta. Tu vrei să încerci? Acum părea copetul și zici atât. Deci eu sunt aici cam al copetului. Dai indemnizația eu? Deci, eu n-am știut că... Eu încarc 120 de litri pe săptămână. Eu n-am știut că toată lumea să dă cine, să spunea cineva. Eu am încarcat 2000. Dar să vezi domnul Chiriac, care 3000, 5000 bazine. Să vezi eu la 2000, 3000, toată lumea. Deci mi-a sărit din minți. Zic, cum mă, toată lumea are câte 2000 și-o faci pe-o crească, că am văzut. Ce bazinii și-au pus în curte fiecare. Da, trebuie. Nu-ți faci treaba. Nu-ți spune în moment ideea. Nu-ți spune în moment la toată lumea. Reclamați-vă. Adică pe mine m-a sforțat să pun apometru. A venit cu hârtii din partea primăriei. S-am semnat-o ca să pun apometru. E singur, dragă. Bolovicu și-a pus apometru. Da. M-a blocat, mi-a zis că sunt vot. A venit toată lumea peste mine acolo. Nu pare că asta nu vedea. A pus apometru. Ai drept? Da, nu vedea. Din cauza asta vedea. Bă, treci greu până apometru. Haideți să nu mă băieți, noi o tratăm așa cu... Ce să nu beneficieze de apă? Că ați văzut cum spune? Apă are 3.000, 4.000... Păi, eu veni și m-am spus. Veni la Stuga, am zis de preță, doamne, deci trebuie să am 20 litri pe o săptămână. Eu nici n-am spus, dau apoi, am ieșit. Așa e și la concert. Haideți un pic să... Am înțeles, mulțumim, domnul. Acum asta e la treabă, are apă, are apă. Bine, înseamnă că situația asta e tot. Suntem,